Salut! Eu sunt Dorin. Salut! Eu sunt Miruna. Și împreună suntem familia Afrim. Salut! Astăzi jucăm un joc pe întrebări cu răspunsuri. Cine nu răspunde corect va primi provocare amuzantă. Încep eu primul că eu sunt capul familiei. Dacă, fii atent aici, întrebare. Dacă mâine o să spun... Ziua de dinainte de ieri a fost duminică. Da. Ce zi este astăzi? Ai păzit niciodată când am înțeles. Dacă mâine spun, ziua de dinainte de ieri a fost duminică. Da, da, și tu de aia ușoare. Nu, ce e, grea? Da. Hai, spune, gândește-te. Greșit. Răspunsul este marți. Și acum trebuie să faci o provocare. Ia să vedem ce provocare să faci. Dar să nu-i dai de la nașpa. Nu, de la nașpa, de. Gata, am găsit prima provocare. Imaginează-ți că o pernă este un bebeluș. Fă-o să adoarmă. Stai, se filmezi. Dragii cu Miruna să-și facă provocarea. Meargă. Ia pune la somn pe bebeluș. Ei, pe cred că stăm 2 ceasuri până adorme bebelușul ăsta. Hai că deja începe să sfure. Bine, provocare făcută. Acum vine rândul meu să fiu întrebat. Așteptăm. Așa. Ce fel de... Ce fel de pietre nu se găsesc niciodată în ocean? Ce fel de pietre nu se găsesc niciodată în ocean? Da. În ocean nu sunt pietre. Ba da, sunt. Deci mai zic o dată. Pietre de râu. Nu. Da? Trebuie să faci o provocare și răspunsul corect e... Pe care era răspunsul corect? Cele uscate. Cele uscate. Acum. Hai să văd ce provocare trebuie să fac. Dacă ești stângaci, folosește mâna dreaptă și dacă ești dreptaș, folosește mâna stângă pentru a scrie pe o hârtie numele tău, data de naștere. Și atât, că numărul de telefon nu scriu. Numărul de telefon nu scriu. Restul da. Provocare acceptată. Dar te trebuie să scrie cu scriu. Hai să vedem ce o să iasă. Hai că nu scriu chiar urât. Hai că nici nu înțeleg. Cum nu înțelegi? Săracură, cred că o adormit. Este ciudă că scriu mai frumos ca tine. No. Ce trebuie să mai scriu? Numele și mai ce? Eu zic că se înțelege. Chiar destul de bine. Arim Dorin. Arim. Râzi? Las că te văd eu acum. Tu. Și că este ușoară ca o pană. Dar nicio persoană foarte puternică nu poate să o țină mai mult de 5 minute. Ce este? Cred că o să fie o provocare. Mai zice o dată. Este ușoară ca o pană, dar nici o persoană foarte puternică nu poate să o țină mai mult de 5 minute. Și nu mai mișca laptopul, că îți dau în cap! Cinci, patru, trei, doi, unu, timpul a expirat. Respirația!
respirația. Ce provocare dai? Hai să dau o provocare la... Lasă, că dau. Imită-ți mama sau tatăl pentru 3 minute. Eu zic că cel mai indicat ar fi să o imiți pe mami. Care știm noi cum face. De acord? Imit pe altcineva. Deci... Am zis să imite pe mami că e mai ok, da? Imite pe tati. Imite pe tati. Trebuie să mă pregătesc. Ceea ce urmează să vedeți o să fie o mare și gogonată minciună. Nu dați crezare la filmarea care urmează. Nu e adevărat. Nu e adevărat, ci că mă imită pe mine. Adică ce vrei să spun că eu sunt un calău? Sunt de acord că am burtă, dar nici care așa de mare. Hai să nu exagerăm. Altceva, ce mai fac altceva? Mama zice că ești gravid. Ce mai faci? Aia zici că sâi, nu burtă. Să nu credeți că e adevărat, ba, da, adevărat. Ce-am spus. El minte mereu. Ok, acum urmez eu să fiu întrebat. Așa. Dacă... Pardon. Da, o să mă întrebe până probabil mâine, poi mâine. Stai! Copil răzgâiat. Dacă o să vezi un tren electric. Vorbește mai tare. Dreaptă spre vest și are o viteză de 70 km, dar este și vânt care are o viteză de 80 de km. În ce direcție o va lua fumul de locomotiva trenului? Deci în România și vântul bate mai tare decât merge locomotiva și trenul, dar un tren electric nu are fum. Adică tu nu știai. Nu. Un tren electric nu scoate fum. Nu. Ce? Răspunsul este? Hai zi mai tare. Ai o dreptate. Deci, nu o să-mi pună provocare. Urmează crocodilul ăsta micuț. Urmează să-i pun o întrebare complicată. Provocare. Păi provocare oricum cred că o să o primești, că nu știu să răspunzi. Sunt la provocările. Ce devine ud în timp ce se usucă? Fără timp. Deci stăm până mâine dimineață. Ursul. Mamă, ce logic! Dar ce treabă ai ursul cu... Ursul devine ud când se usucă. Cum adică ursul? Pentru că e pufos. Nu! Prosopul. Păi, prosopul tău e ud cu transpirația ta? Păi! Dar nu se usucă. Se usucă azi dimineață. Te usuci tu! Asta e întrebarea. Asta e chestia. Hai să-ți dau ție o provocare. Ce provocare să mă... Încearcă să-ți atingi cotul cu limba. Să atinge cotul. Deci e clar că nu poți. Aha, ai reușit cumva până la urmă. Trei medici spun că Robert este fratele lor. Robert spune că nu are niciun frate. Cine minte? Deci trei medici spun că Robert spun că este fratele lor. Da. Robert spune că el are niciun frate. Că el nu are niciun frate. Cine minte? Da. Nimeni. Că sunt surori. Nu. Da ce? Medici sunt femei. Nu, pe și nu sunt surori. Nu surori. Auzi ce minciună gogonată. Deci nu surori. Nu. Că, dar fetele nu... În fine, hai, dăm o provocare. O provocare ce hoță e, băi, așa e, hoță de când o știu. De aproape 9 ani, hoț. Hoț de suflete. Asta minte Miru. Miru la minte.
A, gata, știu! Da. Făcând se poate de multe poziții exitene într-un minut. Exitene. Cum adică exitene? Din exit. Din exit? Da. Fă multe poziții de la într-un minut. Încață, dar ce poziții de egiptene trebuie să fac? Eh, da, hai! Poziții egiptene! Am o întrebare, cred că destul de grea pentru tine. O pisică albă urcă într-un copac. Da. Cum coboară? Cu picioarele. Nu, albă. Adică cum a urcat. Mai zici o dată. Deci o pisică albă urcă într-un copac. Cum coboară? Tot albă. Ei, tu ai pus întrebarea fără logică. Măi. Dă-mi o provocare foarte ușoară. Se îngândește așa cu becul. Oh, am o idee. Aprinde becul. Dansează Gangnam Style pentru un minut. Gangnam Style. Hai! V-a plăcut, cred că, dansul? Da, gata, știu. Divei. Aștept întrebarea. Așa, un medic a îngrijit peste 1000 de pacienți, dar nimeni nu i-a mulțumit. De ce? Erau morți? Nu. Dar? Trebuie să fiști, îți mai dau o șansă. Erau... surdomuți. Că era medic legist. Erau morți, de aia. Da? Medicul legist se ocupă numai de persoane care au decedat. Îmi pare rău, dar nu trebuie să-mi dea provocare. No, hai o provocare bonus de la tine. Una ușoară. Pentru că e ultima. Facă o maimuță pentru un minut. Adică o gorilă să facă ca o maimuță pentru un minut. Sau un elefant se legăna pe o pânză de maimuță. Ok, hai să facem! Asta încheiem primul nostru episod foarte educativ și cred că amuzant. Foarte educativ. Deci vine să plângi, nu alta? Da. Și cu speranța că v-a plăcut și că ne-ați distribuit și că v-ați abonat, vă mulțumim și vă așteptăm pe data viitoare. Pa, Miruna!